Salutare la toți, cum e Sergiu? Cred să mă faci curat. Azi veni mama la noi, din Grecia. Cine e? Salut! Da. Salut! Dar ce-i stâns, bradu? Nu stâns. De ce nu stâns? Așa mi-e frumos. Cristian, salut! Salut! Vreau să nu arzi jumierele ăsta. Vreau să fac mama jumiere și mai din că le arzi. Ea ca nu știu, aproape ars așa. Mie îmi place așa, eu cred că mama tot așa se place. Și faci și zamă, să mâncăm? Noi cu Alex acuși plecăm repede la... Da, ea ca... Nu știu ce fă părul? Da, mai avem 5 minute și trebuie să plecăm. Ne ducem la adăugător Alex are. Îmi place acolo. Pe urmă, eu mă duc să o iau pe Ariana de la grădiniță, vin să o iau pe mama, ne ducem înapoi să o luăm pe Alex. Și mergem la aeroport. Suntem pe bunica. Curățenia merge în toi? Da, altfel n-aveți faci în curat. Se peșează! Învățuieți! Zăpezică la noi. Aproape s-a topit. Dai cald afară. Dacă și-a rămas din babă de zăpadă. Îmbrac, eu-s gata. Da, îmbrac. Hai. Cal, hai. Hai, ești bucuros. Da? Să vedem. Tu ești foarte bucuros pentru că ești dormi cu bunica, da? Da. Da, mi-a sub gustul o zumară, păși. Și să ne-au leac și un tristat că s-o ars. Eu cred că nu s-o ars. Pentru că șpițele sunt aproape arse, dar este aici limita asta între aproape arsă și între mirosul de ars. Sunt. Nu, puțin, puțin ars. Cristian, nu s-ars. Da. Nu s-ars. Eu am mâncat pe cei mei neagră și știi, puțin așa miroasă ars. Nu, puțin. Dar pe asta eu am luat-o pe cei mei neagră. De acolo sunt puțini neagre. Dar celelalte sunt gustoase. Are și mirosul ăsta de... Da. Dacă noi am plecat, vin și eu și îmi duc și pe rând. Hai, eu azi finisez zama și până viitor finisez zama. Da, ok. Uite ce... Ce frumos, vezi? Da. Vezi că mă pune soarele. Foarte frumos. Așa e ce frumos, vezi? Am ajuns și acasă. De mult am mâncat în zamă. Da, să mâncăm zamă. Să mâncăm zamușoară. Și ne ducem să o luăm pe Ariana, așa cum am mai spus. Cărnița cu sare, da? Cărnița de la Bica? Nu, de la Ili. Tot de la țară. Da. Ariana, când era mică, spune Bica, nu bunica. Am luat-o și pe Ariana. Tu știi unde trebuie să ne ducem noi acum? Da. Unde? La bazin? La bazin? Da. Nu. Ne ducem să luăm pe Alex și ne ducem la aeroport să o întâlnim pe bunica. Ne ducem la avion? Da. Tata, nu zburăm cu avionul. Ne ducem la avion să o luăm pe bunica. A. A. Ok? Da. Da, hai să mergem. Da, mânuța. Hai, mânica, au rămas la supermarket să iei niște pânică. Da, da, hai. Oba, așa. Repede. O, dar brăduțul de ce nu arde? Ce? Brăduțul de ce nu arde? Da, luminițele, de ce nu ard? Pentru că acum e frig. Pentru că e frig? Da. Oh. Și am putea... Întotdeauna. Ce, cunosc cu luminițele, că e sărbătoare? Da, păi noi Crăciunul nu l-am sărbătorit, tati. După Sfântul Vasile, cred că ați scoat. Da, după 20, că noi sărbătorim. Am ajuns la aeroport. Tot poate acolo zbor bunica, uite ce se aterizează. Unde acela? Poate, poate, dar nu, că e 7, e deja trebuie să fie aterizat. Încuiat? Nu. Ducem să vedem pe bunica. Pe bunica, da, hai să întâlnim. Plină parcare acum mașini.
și etajul de jos. Aeroport. Hai pe aici, pe Cărărușă. Vine să-mi faci. Aici. Pentru oameni. Cic. Dacă noi ne ducem acolo, acolo e Rivalsku, nu știu. Sosire. Nu, dar sunt, iau-te în aeroportul lume, vezi? Nu, multul lume. Să așteptăm afară să vii. Nu ne permite să intrăm. Noi am intrat? Ce frumos aici. Am intrat, poate că e multă lume și mulți stau așteaptă și afară, știi? Dacă bunica de aici trebuie să iasă. Că de pe ușile astea. Am fost aici, da? Da, am fost. Avionul a aterizat la 6.53, acum e 7.5. O să ne cunoască? Cum ești? O să ne recunoască, adică? Bunica întârzie și... Și-a puțin înghețată. Într-un ceva. Ce are într-o untru? Are într-o ceva? Ce are? Ciocolată? Da. Gând ciocolată? Da. Dai voi. Uite, ești bravo. El a dus. Salut. De acasă, bunica, se prinde, da? Să fie că ai ajuns, da? Salut. Cum ai să țin el ei, da, bunica, pe părușe? Mariana se rușinează. Mariana se rușinează. Salut. A ajuns, bunica, a ajuns. Bunica mi-a dat, mi-a dat. Ariana se rușinează. Da, e un pic se rușinează. Să-ți eu asta și e tu asta, da? Ajut și tu? Hai să mergem la mașină, haidem acasă. Ca să treacă mama dinainte, azi mă duc. Ar emoții. Ar emoții, da. Hai să mergem. Mama la noi vaccinată, dar PLF, asta e fișa epidemiologică, i-a cerut-o aici, că nu are test. Nu înțeleg pentru și test, dacă are vaccin. Foarte straniu. Trebuie PCR. PCR asta care e la 72 de ore. Mariana. Bunica, vreau să mai luăm? Da. Welcome. Puteai jumeri. O văzut, dar... Altceva e prin internet și altceva e de aproape. Tu ai văzut de multe ori casa pe internet, dar în realitate prima dată o vezi. În realitate se arată. Da. Hai, urmează-l pe Alex. Începem de la un capăt și... Asta este camera părinților. Da, frumos. Părinților. Foarte frumos. Aici este baia. Părinților. Da? Foarte frumos. Place. Mare, larg, luminos. Foarte frumos. Biroul tată care e. Asta e și birou, și garderobă, și debaraj, și camera tehnică, de toate câte leac. Frumos. Foarte frumos, mie îmi place. Bunica! Daria! Nu la tine în cameră? Ia să văd și la tine în cameră. La Ariana în cameră, pe urmă la Alex. Chiar o baie? Da. Dar spus că ce nu mi-a dat un căsuță așa. Vai, ce căsuță frumoasă! Vai, ce cameră frumoasă! Mai! Foarte frumos! E căsuță, important. Asta ți-o adus Moș Crăciun, da? Vai, da. E fost... Fetiță cu minte dacă ți-o adus așa cadou frumos, da? Uite. Cine e asta? Cuși camera lui Alex, da? Măi. Eu ce fac? Ce-și dulapuri să vezi? Așa dulap? Da. Dar eu acum n-am avut mâine așa micuț pașii cărților. Da? Dar cum ai, spațiu de lap, da?
Da, spate smașeți. Moale. Moale, da, așa, dulap, mai. Numai patul e moale. Vai, ce rochețe frumoase. Da, acolo-s hainoțele. Da, ce jucării. Ia să văd. Oh, câte jucării are Ariana. Mhm. Frumos. Hai mai departe. Hai în cameră. La, uite. Să prindă lumea. Asta este camera mea. Da, saloane foarte frumoase. Deci este care, o masă care fac lecțiile și da. Mananjez în pompa pumările. Aici este patul meu, da. Ideal. Aici este mașina mea din Moș Crăciun. Și dulapul, Alex, da? Dulapul. Perna asta se aprinde, dar nu știu, Ariana, dacă sunt baterii acolo. A, sunt. Și cine-ți doarmă aici, Alex? Iacobinica. Da, Ariana? Mama. Aici noi mâncăm masa. Asta se dă mai încet, că e prea luminos da, acum. Frumos. Aici frumos. Mâncăm noi. Și da. Ultima bucătărie. Unde tot unde supraviețuim? Foarte, foarte tare îmi place. Mia, Mia, să te prindești cu bunica. Da. În cetișor, Arina, în cetișor. E cu minte, da? Nu mușcă, da? E fetița. Da. E iubuța, are două luni. Da. Trează luni scotiș. Ca să mâncăm pâine neagră, adjică, șprot, harbos, murat, trebuie și roșii. Murat e scoț. Eu și am avut, de-am de mâine am scot dușim la magazin să-și aleagă și pofte. Da. Cap... Zame, jumere și fasole. Zame, jumere, jumerele nu mai. Ghitățică. Zame, murături. Ce faci tu aici cu mie? Ce faci? Te joci? Și mie să joacă? Hai, mușcă-mă, hai mușcă-mă și mine. Hai mușcă, mușcă. Așteptați un pic. Ce face Mia? Deci mănânci și luminițele? Asta e pentru Ariana. Haideți, ce duci la bunica. Uite, ce șor. Ce-i asta? Oh, no, lol. Și durce. Wow, geantă! Wow, pată pe mâna! Wow, ce geantă, Alex! Ai vrut așa geantă? Da. Asta ce e pentru școală? Da. Dar să meargă și la școală, eu ce de puzzle și... Da, geanta e super. O, și marshmallow tot? Da, asta... Și să te duci cu dânsa la școală? Nu știu. Nu știi sau... Foarte super. Și aici vezi că așa să nu transpir. Ca la Alisa. Ca la Alisa puzzle. Și ca la Alisa puzzle. Ca la Alisa puzzle asta. Ah. Și lol, da? Poți să o scurtezi. Poți să o faci, nu? O să o reglăm. Trebuie mai sus puțin. Da, super. Îți place? Da. Și vezi la spate are așa ca un fel de pernuleță. Da. Da, să nu transpiri, să fii mai acum. Și puzzle-ul să-l faci tot. Și să-l pui în cameră frumos, da? Motocicleta. Da, să-l înclinăm. Wow, geantă! Nu-i geantă, e shaker. Asta de cocktail. Asta de făcut cafea. ATV. ATV-ul, da. Știi să-i cumpri lor. Super. Faci scrie. NG ceva. Vreau o marcă, cred că, de ATV. De pre-marcă, în clasa 5-a super. Mi-a uiți pe ATV. Iuță. Și-a v-a plăcut cadourile? Da. Dar mai mult am așteptat-o pe bunica decât cadourile, da? Da. Vacanță plăcută, să petreci bine. Da, bunica în vacanță a venit, așa că... Poate stai cât vreme, nu? Ne bucurăm că a ajuns... Biletul înapoi nu i-am luat? Ne bucurăm că a ajuns cu bine și să aibă ședere cât mai plăcută. Mulțumesc. Și eu mă bucur că v-am găsit sănătoși.